Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru luni, 8 martie. Și acum hai să vedem pentru această zi ce energie o să iasă pentru dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Foarte interesant! Foarte, foarte interesant. În primul rând, pe situația de dragoste aici, a ieșit aici soarele. Arcana majoră care în tarot reprezintă și zodia leului. Și ce reprezintă zodia leului? Casa a cincea, a flirtului, a romantismului, a iubirii și a imaginației. Prin urmare, aici avem o energie foarte frumoasă pentru dragoste. E ziua ideală să vă îndrăgostiți. Indiferent că sunteți singuri sau sunteți deja într-o relație, aici puteți să aprindeți pasiunea, să aprindeți flacăra pasiunii în viața voastră. Pentru cei care sunteți deja în relație de dragoste, gândiți-vă la cum puteți să aduceți mai multă pasiune, mai multă creativitate și mai mult romantism în relația voastră. Faceți un gest romantic fără motiv. Nu trebuie să fie neapărat o aniversare, o zi specială ca să faceți un gest romantic. Norocul vostru e că astăzi, de 8 martie, chiar e o zi specială în care puteți să faceți niște gesturi, în care chiar e indicat să faceți niște gesturi romantice, dar nu doar că puteți, chiar ar fi indicat să nu uitați să cumpărați cel puțin un buchet de flori, dacă nu o atenție mai semnificativă pentru soția, prietena, iubita voastră. Iar doamnelor și domnișoarelor, nici voi nu scăpați basma curată. Și pentru voi e important să vă gândiți ce puteți voi să faceți ca să mențineți flacăra pasiunii, a iubirii și a romantismului în relația voastră. Poate azi vă aranjați mai deosebit decât de obicei, chiar dacă stați în casă, chiar dacă e pandemie și nu ieșiți niciunde în oraș de 8 martie, asta nu înseamnă că nu puteți să vă aranjați, să vă puneți rochia cea mai frumoasă, să vă machiați, să vă coafați, să fiți frumoase și atrăgătoare. Pentru că la urma urmei, voi pentru cine vă aranjați? Pentru societate când ieșiți în oraș sau pentru partenerul sau partenera voastră? Pentru cine vreți să arătați bine și atrăgătoare? E o temă de gândire. Pentru cei care sunteți singuri și vă doriți o relație, cu această energie de soare aveți foarte mari șanse să găsiți o persoană foarte romantică, foarte deschisă, foarte pasională. E posibil să găsiți o persoană care să își dorească să vă cucerească, să vă vadă așa ca pe o redută pe care trebuie să o cucerească. Și atunci aici trebuie să vă gândiți exact cum e mai bine să vă faceți strategia, astfel încât după ce vă cucerește să nu își piardă interesul acest posibil partener sau parteneră. Pentru majoritatea dintre voi, aici cu energia de soare, o să beneficiați de acest romantism crescut și de acest spotlight, da? De acest reflector care este aruncat asupra relațiilor voastre sentimentale. Toate relațiile începute în această zi, sub această energie, vor fi foarte optimiste, fericite, cu foarte multă voie bună și înțelegere între cei doi parteneri. Și o să vedeți de fiecare dată când soarele o să-și schimbe semnul zodiacal, că o să se schimbe ușor și energia în relația voastră. O să reiasă o nouă fațetă a omului de lângă voi, o nouă fațetă a personalității acestuia, o nouă fațetă a relației voastre. O energie foarte frumoasă pe partea de dragoste. Pe partea de sănătate avem aici treiul de săbi. Într-un set tradițional de tarot, treiul de săbi este una dintre cele mai negative cărți posibile. Este cartea de durere și de pierdere. Și aici, pe partea de sănătate, trebuie să acceptați că un vechi mod de a fi, de a gândi, de a acționa, de a mânca, de a trece timpul liber, de a vă relaționa cu corpul vostru, cu organismul vostru și cu sănătatea voastră trebuie să moară, trebuie să dispară odată și pentru totdeauna din viața voastră, pentru că nu vă aduce nimic pozitiv. Și cu cât realizați acest lucru mai repede, cu atât o să fie mai ușoară această transformare și acest trei de săbi poate să vă aducă chiar lucruri pozitive, pentru că dacă acceptați această idee de la care am pornit discuția,
Ceva trebuie să dispară din viața voastră, că e un obicei, că e un viciu, că e stilul de viață sedentar, că e modul în care mâncați, în care gătiți, în care vă stresați prea mult pentru job, orice ar fi ce vă dăunează sănătății. Și voi înțelegeți aici, din punct de vedere obiectiv, rațional, cu treiul de săbii, știu sigur că înțelegeți la ce mă refer. Din punct de vedere rațional, ați acceptat deja acest lucru. Acum trebuie doar să implementați în realitatea voastră, în viața voastră de zi cu zi, aceste schimbări care sunt absolut necesare. Și treiul de săbii este energia perfectă ca să rupeți acest lanț al slăbiciunilor. Să vă eliberați odată și pentru totdeauna de acest lucru care vă ținea prizonieri. Da, o să fie incomod. Nu o să fie ușor să vă schimbați obiceiurile. Nu o să fie ușor să implementați un stil de viață mai sănătos. Nimeni n-a zis că o să fie ușor, dar o să fie benefic pentru voi. Gândiți-vă de fiecare dată când vreți să reveniți la vechile obiceiuri din trecut. Oare chiar erați atât de fericiți aici prinși cu acest lanț? Oare chiar era atât de bine în situația aceasta în care nu vă puteați mișca din această închisoare? Folosiți-vă de acest raționament de fiecare dată când o să vi se pară greu să mai continuați pe acest drum, care știți că la finalul lui o să vă aducă mai multă sănătate, mai multă stabilitate și mai mult echilibru în viața voastră. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem regele de cupe, lordul cupelor. Astăzi va fi o zi foarte pozitivă pentru toți cei care lucrează în domeniul medical, că e vorba de doctori, tehnicieni, asistenți medicali, cei care lucrează în cercetare medicală, în cercetare farmaceutică, cu toții o să aibă o zi foarte productivă și foarte pozitivă. Pentru cei care lucrează în cercetare, astăzi este o zi în care puteți să descoperiți lucruri noi și poate că le descoperiți accidental. Nu știu, voi căutați un anumit lucru și din întâmplare descoperiți un alt lucru care este foarte benefic și care poate să vă aducă foarte mult succes aici în carieră. E o zi foarte bună pentru cei care lucrează în domeniul universitar, fie că sunteți profesori, lectori, asistenți sau studenți. Și în general pentru toată lumea este o zi bună să vă găsiți un mentor, să găsiți o persoană cu care să vă sfătuiți, care să vă ajute în carieră, să vă ghideze, să vă ia sub aripa sa protectoare și să vă învețe meserie. Regele de cupe, eu îl echivalez tot timpul cu arhetipul regelui Solomon, acea persoană care are atât înțelepciune intelectuală cât și emoțională, care îmbinând cele două aspecte al raționalului și al emoționalului reușește să găsească tot timpul soluția perfectă, cuvintele potrivite la momentul potrivit. Prin urmare, încercați astăzi în cariera voastră, la locul de muncă, în afaceri, în negocieri, în discuții și conversații să invocați acest arhetip al regelui Solomon, să vă gândiți de două ori înainte să spuneți ceva și tot timpul să căutați o metodă prin care să împăcați și capra și varza, o metodă prin care să aduceți pace și echilibru, prin care să rezolvați conflictele, nu să le exacerbați. Pentru că aceste lucruri vor fi foarte bine văzute, vă vor pune într-o postură foarte pozitivă și o să culegeți beneficiile acestei atitudini, poate nu azi, mâine, dar în timp cu siguranță o să vă ajute. O energie foarte interesantă pentru această zi de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii. La mulți ani tuturor femeilor, tuturor mamelor și bunicilor. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, sper că ați văzut deja videourile pentru cele 9 babe ale lunii martie. Mai sunt două videouri de pus pe canal, o să fie pentru ziua de 8 și 9, o să le pun în ziua respectivă la prânz. Pentru cei care n-ați văzut încă aceste videouri, le găsiți aici la colțul din dreapta sus. În funcție de baba pe care v-ați ales-o, vă uitați la interpretarea suplimentară din cărți oracol pe care am dat-o pentru ziua respectivă. Și mesajul pentru această zi, de 8 martie, este următorul. Mă iert pentru orice greșeală. Vina niciodată nu face pe cineva să se simtă mai bine.
și nici nu schimbă o situație. Încetez acum să mă mai simt vinovat. Mă eliberez din acea închisoare. Un mesaj foarte frumos pentru această zi, care vine cumva și completează în special mesajul aici pe sănătate. Eliberați-vă de această închisoare, de această strâmtoare. Renunțați odată și pentru totdeauna la vină, la greșelile din trecut și fiți conștienți de faptul că viitorul vostru este modelat de deciziile pe care le luați azi, nu de deciziile pe care le-ați luat în trecut. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!